Și decizia noastră este Full House. Iată! Full House! Când am venit acum aici în platou pentru semifinală, speram că vom fi aleși de spectatori. De faptul că am fost preferat în juriul a fost ca o bombă atomică. Când am văzut că verdictul l-a pronunțat domnul maestru, pur și simplu am rămas tablou. M-am gândit, oare e așa sau e o glumă? Moldova nu e a mea, a ta sau a lor. Moldova e a copiilor și a nepoților. Glasul pământului ne cheamă mai mult ca oricând. Păstrați tradițiile rămase din părinți. Scopul nostru a fost atins. Mesajele pe care dorim ca ele să ajungă acolo unde trebuie, au ajuns. Faptul că suntem în finală este o bucurie foarte mare, dar e și o mare responsabilitate. Dar noi nu căutăm calea ușoară și nu ne temem de responsabilități. O să încercăm în finală să depunem absolut tot sufletul, să-l concentrăm într-o piesă care cred că va fi nu un simplu mesaj, va fi o motivare. Oricum, mai avem multe de zis. Și fraza noastră de la audiție care a fost? Avem un mesaj. Asta e. Mai avem un mesaj. Nu vreau un bon natale sau un Merry Christmas stins. Vreau răstigat în română Crăciun fericit. Săptămâna trecută norocul le-a surâs. Au fost preferații juriului. Astăzi însă crupieul jocului e telespectatorul. Doar el, doar de el depinde cine va lua jackpotul. Arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Arată că ai sânge, arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Vreau să vă doare, vreau să vă supere. Oare cât mai poate acest popor să sufere? Legile date de străini ne transformă-n fals. Iar tu stai cu capul în pământ. Te revolți, dar taci. Și nu-i problema nie, e vorba de mentalitate. Mulți dintre noi s-au obișnuit să-i care spate. Și avem vise de aur, dar sufletele-s moarte. Acțiunile-s puține și-s dezordonate. Avem hotare interioare, țara sângereață. Avem popor desprinat, oameni care evadează. Avem probleme peste cap, însă fugim de ele. Și anume această fugă ne aduce noi belele. Și așteptăm eroi să ne aducă salvarea. Pot să vă spun că o să rămânem doar cu așteptarea. Istoria apreciază faptele. Să strigăm tare, să răsune șoaptele. Arată că ai sânge, arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Arată că ai sânge, arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Uităm originile, ne transformăm în monștri. Apare întrebarea, cum vor fi copiii noștri? Faci proces cu stea în frunte, ne apar în față. Falsifică istoria, de ne taie greața. Cu mâna pe inimă și Biblia pe masă. Spun minciuni, care mai de care mai ci toate. Ca rezultat avem ce avem acum. Avem un milion peste hotare, ceilalți gata de drum. La noi valoare au banii, valorile n-au bani. Ni s-a promis să trăim bine. De mulți ani am oposit la cereri, să auzim așteptați. Iar când ne cerem drepturile să fim acuzați. Și așteptăm eroi să ne aducă salvarea. Pot să vă spun că o să rămânem doar cu așteptarea. Istoria apreciază faptele. Să strigăm tare, să răsune șoaptele.
arată că ai sânge, arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Arată că ai sânge, arată că ești tare. Știi bine că visul ce nu se realizează moare. Deșteaptă-te Moldova, arată că te doare. Schimbă ceva acum pentru viitorul mare. Mulțumim! Full House! Și din nou cu un mesaj profund patriotic. Full House! Domnul Munteanu, genul dumneavoastră de artă preferat. Băieți, eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați schimbat părerea despre acest gen de hip-hop. Pentru că eu de la început eram foarte sceptic în privința acestui gen, dar astăzi vreau să vă mulțumesc că m-ați adus să stimez acest gen de artă și eu cred că toată lumea fi cu mine de acord, în fiecare dimineață să se înceapă cu acest număr care l-au arătat astăzi băieții la televizor. Păi domnul Munteanu, bravo! Vă fac o promisiune atunci. Când lansăm albumul, primul disc vi-l facem cadou. Domnul Munteanu, spuneți-ne doar cinstit. Când rămâneți de unul singur acasă și nu o aude nimeni, încercați să citiți rap. Așa cum o faci, să ai de ce? Eu am început de cum să învăț acest gen și poate... Și poate... La sezonul următor particip și eu. Vă așteptăm cu drag. Nicu? Ia să vedeți voi în 2015 un spectacol cu domnul Mihai Munteanu, citește rap sau hip-hop, ceva de genul. Și unde se vor înțelege toate cuvintele pe care le pronunță. Vor fi rostite exact. Clar. Da, și băieții din Full House vor fi invitați ca să cânte opera. Asta e. Da, da, nu știu cine e regizorul acestei Nicu, finale. Ei sunt talentați pentru foarte că ei ar putea și opera. Nu știu cine e regizorul acestei finale, dar faptul că în final de 12 finaliști să fie acest mesaj absolut impresionant pentru toți cetățenii Republica Moldova, zic să-l mai aplaudăm o dată. Mersi. Eu chiar mă simt foarte bine aici. Un spectacol frumos, toți cei 12, voi deosebiți ca de obicei. De-aia chiar nu am cuvinte. Sunt absolut convins că Tania, cu colega mea, va spune mai multe. Tania, no, eu o să completez. Eu sunt încântată de voi încă de prima oară de când v-am auzit, pentru că vorbiți o limbă română corectă, pentru că veniți cu un mesaj care îi inspiră și pe cei mai mici, pe cei mai mari, să creadă în țara asta, să rămână în țara asta și nu doar să creadă și să rămână, dar să dea din coate, să lupte, ca toți împreună să trăim într-o țară mai frumoasă. Frumos spus! Apropo, Full House! Apropo, se știe că am venit din Italia, m-am reîntors din Italia pentru a merge mai departe în show-ul dat. Visul meu la început era să ies pe scenă. Acum visul meu e să rămân în țară. Indiferent publicul, de rezultat, să rămân în țară. Aplauze pentru Full House! Dați cărțile pe față, riscați și butonați. 3 de 9, 12 și poate veți avea parte de un Full House în toată splendoarea. Nu ezitați să expediați mesaje și să sunați de câte ori doriți. Spre exemplu, de 5 ori să sunați și 5 mesaje să expediați de la un singur număr de telefon. Lăsați jackpotul în mâinile acestor tineri. Full House!